Încă de la începutul pandemiei de coronavirus, prețurile au explodat în toată țara. Foarte multe alimente s-au scumpit, prețul spiritului, gelurilor dezinfectante au sărit în aer. La fel și prețul măștilor chirurgicale au fost majorate chiar și de 200 de ori. Deși mulți specialiști au recomandat plafonarea prețurilor ca soluție la speculă, Guvernul României refuză să ia această măsură, motivând că piața reglează prețul. Horia Constantinescu, fostul comisar șef ANPC, se află în legătură directă cu noi și ne transmite informații cu privire la acest subiect. Bun găsit, domnule Constantinescu! Bună ziua! Încă, așa cum spuneați, de la începutul acestei crize, am transmis o scrisoare deschisă atât primului ministru, cât și Parlamentului, în vederea emiterii unui act normativ care să plafoneze prețurile. Refuzul a venit, așa cum ați văzut și dumneavoastră, prin intermediul presei. Într-adevăr, opinia Guvernului fiind cea de protejare a mediului de afaceri și de, nu știu, lăsare a libertății de stabilire a prețurilor de către aceștia. Eu consider că acest lucru poate realmente nenoroci populația care la acest moment nu mai realizează venituri sau realizează doar o sumă limitată din acestea. Cred eu că multe dintre produse ar fi putut fi protejate. Franța a făcut acest lucru, Elveția și mai multe țări din vestul Europei au ales ca manieră de lucru emiterea unor astfel de acte normative. De ce insist asupra acestui aspect? Pentru că nicio autoritate nu poate interveni acolo unde nu există lege. Degeaba foarte mulți dintre cei care mi-au scris se așteptau ca noi, în calitate de comisar, să putem face ceva. Nu aveam cum și nu putem face fără un act normativ. Ce se întâmplă? Care este situația la ora actuală? Vă întoarceți la șefia OPC? Ați primit un răspuns de la ANPC? Nu am primit decât un răspuns care mi-a atrage atenția că trebuie, în opinia dânșilor, să aștept 30 de zile de la momentul solicitării. În opinia mea, erau 15 zile, juriștii autorității au opinat că 30 de zile. Aștept cu răbdare să aflu dacă mă voi întoarce sau dacă nu. În continuare, colaborez cu colegii mei, sunt comisarul șef adjunct al acestui comisariat. Este adevărat că suspendat, dar asta nu înseamnă că am renunțat vreodată la ideea de a colabora strâns cu ceilalți comisari pentru a demara acțiuni pe care eu le consideram oportune. Ce sfaturi aveți pentru constanțenii în această perioadă grea în timpul pandemiei de coronavirus? Ar trebui să înțeleagă că toată țara traversează o perioadă mai mult decât dificilă. Este greu, în schimb, să-i lămurim pe unii dintre constanțeni că nu au apă, nu au electricitate în unele zone sau nu va trece nimeni prea curând pentru a le igieniza spațiul prin care aceștia trec spre locuință. Este o situație care cred că ar trebui să arate mai multă acțiune din partea oricărei autorități în afară de pompierismele momentului. Sunt situații în care îi rog pe constanțeni să informeze oricare dintre autorități acolo unde întâmpină dificultăți și unde cred că acestea pot interveni. Domnule Constantinescu, vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații.